Civilii din Ucraina pot să deschidă focul asupra soldaților identificabili ca forțe ostile, conform unei noi legi care a intrat în vigoare în această săptămână. Arme de asalt și muniție au fost oferite la întâmplare încă din primele zile ale războiului. Conform noii legi care a intrat în vigoare săptămâna aceasta, străinii și apatrizii care trăiesc legal în țară pot de asemenea să obțină arme și să le folosească împotriva soldaților ruși, care iau parte la atacul în desfășurare asupra Ucrainei. Furnizarea de arme va fi reglementată de Ministerul de Interne. Orice armă și orice surplus de muniție furnizate vor trebui returnate în cel mult 10 zile după încheierea legii marțiale aflate în prezent în vigoare. Arme de asalt și muniții au fost oferite la întâmplare încă din primele zile ale războiului, în special la Kiev. Ca urmare, au izbucnit schimburi de focuri care au fost oprite numai după introducerea unei interdicții de circulație stricte. Kremlinul a criticat noua lege din Ucraina. Dacă cineva cu o armă în mână atacă un soldat rus, atunci devine la rândul său o țintă, a spus purtătorul de cuvânt al Kremlinului. Ucraina se află în cea de-a 15-a zi a războiului declanșată de Rusia. Cea de-a patra rundă de negocieri ținută în Turcia s-a încheiat fără succes. Ministrul ucrainean de externe a subliniat că Kievul nu se va preda în timp ce Sergei Lavrov, omologul său rus, continuă să sfideze susținând că Rusia nu a atacat Ucraina. Anterior, Rusia a admis utilizarea de arme termobarice în Ucraina.